Băi, mă simt ca altă persoană când am fucking lip gloss din ăsta, parcă nu sunt eu. Parcă faptul că buzele mi se prea lipesc una de cealaltă, nu pot să vorbesc cum vorbesc eu de obicei. Deci, am să mă șterg. Bună, eu sunt Ane Marie și de obicei în seria asta mănânc chestii pe internet, pentru internet. În episodul de astăzi m-am gândit să mănânc lucruri bio. Mi-a fost și sugerat pe Instagram să mănânc chestii vegetariene, vegane. Anul acesta a fost primul an în care am cultivat propriile roșii bio. Mi-au ieșit doar vreo 6 până acum, am mâncat vreo 6 roșii crescute de mine. Foarte bune de altfel, fantastice. Nestropindu-le cu nimic, nu au fost pregătite, nici solul nu a fost cine știe ce sol. Ani mănâncă bio, aceasta este o farfurie bio făcută din terețe de grâu, este 100% comestibilă. Am un clip pe Instagram în care o să vedeți cum mănânc o astfel de farfurie. Astăzi n-am de gând să mănânc farfuria, am de gând să mănânc lucruri bio pe care le-am cumpărat din DM, Kaufland și Lidl. Cât e ceasul? 17:53, deci 19 ore am de fasting în 7 minute. S-ar putea să-mi ghiori emațiile foarte tare. Cu permisiunea dumneavoastră o să-mi fac un fel de primă masă, un fel de mic dejun, un fel de să mănânce și gura mea ceva pe ziua de astăzi. Bio-organic crackers. Să vede? Organski slani crackeri. Slani? Produs ecologic. Făină de grâu 550. Băi, da, astea corectorul de aciditate, hidroxidul de sodiu. Nu vreau să fiu foarte tâmpițică. Haideți să vedem ce hidroxidul de sodiu, că poate e ceva harmless. Hidroxidul de sodiu este sodă caustică. Asta nu-i nașpa? Și știam că trebuie să mă feresc să-mi bag mâinile în ea, că arde. Mi-a pierit pofta de mâncare, știi? Explicați-mi și mie, vă rog frumos, ce urmează să mănânc. Deci practic absoarbe umiditatea și dioxidul de carbon din atmosferă. Iar prin contactul cu pielea cauzează arsuri chimice severe. Vada ce bine am început clipul ăsta! Dar nu, serios, mi se pare ciudat. Așa arată ăștia, sunt niște steluțe. Înseamnă că se folosește în industria alimentară și s-au fi făcut niște teste. O steluță. Acum nici nu mai... Îs bun. Îs bun, este exact ce te aștepți la ei. Biscuiței. Aproape cu ei în mijloc. Suficient de bine sărați și cu sodă caustică. Trebuie să văd ăștia. Dacă și ăștia au... Ăștia sunt din zona bio de la Kaufland. Sunt niște chipsuri cu hummus, iaurt și herbs. Chipsuri de nouăt prăjite aromate cu iaurt și ierburi. Făină de nouăt bio. Amidon de cartof bio. Ulei de floarea soarelui. Aici nu spune dacă e bio. Făină de cartof bio. Total materie prime bio 70%. Deci... Și n-are sodă caustică, ceea ce este un plus. Așa. Textura, îmi plac chipsurile mai compacte. Textura e ca la creveția aia de mâncam noi, de suflă. Nu mă omor după textura asta, dar sunt drăguț condimentați, că mi-o dat aici cu yogurt, herbs și parcă și-o leac de usturoi, nu știu. Chipsurile astea de hummus ar merge foarte bine, știți cu ce? Cu... Hei, ce s-a întâmplat? Mere? Mere. Nu, am dat toate chipsurile pe jos, ce să zic. Chipsurile alea pe care o să le iau de pe jos ar merge foarte bine, cred, cu aceste roșii. Zonen getrocnete. Roșii uscate la soare, raftul bio din DM, 60% zonen getrocnete. Ăsta sună foarte bine. Ok. Aftertaste drăguț de la roșie. Mi le imaginez că iată așa un pic puse într-o pastă. Nu știu, cu orice, cu năut, cu ardei cop, cu... Deci mi-a plăcut, da. Sunt de acord. Sunt... I approve you, roșii din DM. I approve you. Roșiile cu siguranță merg bine cu niște iaurt. Am luat un iaurt de la Artesana, 100% natural, iaurt ecologic bio. Eu știu că ecologic și bio, am citit eu. Bio și ecologic și organic ar fi toate sinonimele. Închideți ochii.
Inspirați și expirați, imaginați-vă că bat valurile mării. Oh, foarte mole. E un iaurt cu mințel. Mie îmi plac mai mult chefirurile, un pic înțepătoare, dar este un iaurt foarte bun. N-am ce să-i bag de vină, răcoros, foarte lichid. Stai mă că eu în seria asta dădeam note, nu? 8,50, iaurtul primește 8, chipsurile de hummus primesc 8. Să vedem ce zice acest chorizo vegetarian. L-am luat la 30% reducere. DMBO cârnat. Chorizo vegetarian eco. Cârnat. Chorizo din Seltan sau Seitan. Țăranul nu știe ce e șofranul. Șofranul vegetarianul mai ales. Ne. Seitan? Este carnea vegetariană, Seitanul. Fake meat, măi. Yay! Prima oară mănânc ceva total nou. Seitan, măi, omule, măi. Are și ghimbir și turmeric și cardamom și nucșoară și muscat și păină de muștar și usturoi și coriandru și cuișoare și sare și varză și... Varză? Și varză? Am și varză. Hai să le combin. Cârnați cu varză. Evident. Facem o incizie longitudinală și tot nu se întâmplă nimic. Ba, se întâmplă? Curge! This is so hard. Why is it so hard? Scot acest cârnat de aici, o să-l scot! Arată meaty. Îi simt condimentele. Acesta este cârnatul din Seitan. Și acesta este uleiul. Și aceștia sunt cracker și... Bineînțeles că e bun. E un chorizo care nu e un chorizo. E foarte bun la gust. Aș îndrăzni să zic că îmi place mai mult decât chorizo. Sper să fie și tăiat așa micuț. I-am mâncat eu în Austria niște cârnați cu cartofi și cu sauerkraut. Dar varză la pungă, așa, n-am mai mâncat. Sper să fie bună. Oh my god. E micuță. E tăiată așa cum e în imagine. Miroase a varză. Oh my god. Deci mi se pare foarte ciudat că mănânc varză murată din pungă. Nu știu, pentru mine nu mănânc varză murată din butoi. Ok. Nu știu, am emoții. E drăguță, e dulceagă, e acrișoară, e molcuță. Am judecat-o. Foarte drăguț. Și am nevoie de ceva picant. Prima masă a luane. Mă șterg de farfurii, mă șterg de tăr, ce apuc. Chipsuri din linte, măi. Tot de la Kaufland. Practic m-am aruncat așa că eu voiam garnitură la avarți cu cârnați și n-aveam o leac de pâine să alunice tot mai bine. E greu după chorizo ăsta care e foarte condimentat să mai simt eu pâine de linte bio, amidon de cartofi bio, ulei de floarea soare, făină de cartofi bio, sare de gătit, turmeric, zahăr, colorant, așa. Total materie primă bio 75%. 6, că aproape n-are niciun gust. Doar ideea că e ceva mai sănătos mă face să-i dau 6. Înainte să mănânc tofu pentru prima dată, să-mi curăț papilele gustative și am exact ce trebuie. Am sevă de mesteacăn. Lidl, vreo 13 lei. Am o satisfacție când beau sevă de mesteacăn. E sevă. Seva unui copac. Ceva mai powerful și mai încărcător, mai regenerativ ca asta. Vai, și dulceag, așa. Tofu tot din DM. I don't know. Este apă 20% boabe de soia. După apă de mare. Apă de mare? We fancy. Morcov pentru gel coagulant sulfat de calciu. Fum de lemn de fag. Bine. Vai, doamne! Deci zici că e... No, fix lut. Cu culoare de lut. E ca farfuria. Oh, și tare! N-am niciun gust de moment.
Cred că mai mult simt aroma fumului. Ok. Să nu vă supărați pe mine, că nu trebuie să avem aceleași gusturi, dar tofu, cel puțin tofu ăsta, nu prea are niciun gust. Are așa o... ca și cum ai aprins un bețișor parfumat și te-ai dus acolo la fumul ăla de la bețișor și ai făcut... Asta mi-a rămas mie acum în gură. Merge ceva dulce, numai bine. Ia orțel cu pineapple și mango, deci dulce, dulce, coconut vegan gurt. Planton se cheamă. Da, 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 lapte de cocos, da, 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 proteine de fasole largă. Măi, dar cine ești tu să o judeci? Culturi de bacterii de iaurt vegan. De la Lidl l-am luat cu furculița cu care am mâncat varză murată. Băi, ori m-am spălat prea mult cu ele când eram mică. Nu-mi plac, și ați mai văzut și în alte episoade, nu-mi plac chestiile care o aromă din asta ca de șampon, gel de duș. Stai că mă obișnuiesc și încep să simt altfel. Textura îmi place. Îi dau nota 6. Termin cu niște waffles, cu niște gofre. Zahărule de rapiță, grâu stelt. Făină de lupini. Ce este lupin? Doamne, cât de noob sunt pe partea asta de mâncare vegană și vegetariană. O gofriță. Miroase bine. Bun. Mere la sigur. Aici te aștepți. Dulce, drăguță. Parcă un pic însiropată. Gumoasă. Aici trebuie. S-a terminat perfect. Cu umami. Pentru niște waffles din supermarket, care mai sunt și bio, n-am cum să le dau mai puțin de 9. Am mâncat, parcă încep să văd și eu mai clar lumea. Oricum o să mai mănânc. Iar vouă vă mulțumesc că m-ați urmărit. Se poate să fi avut moment în care mi-a scăzut cam mult glicemia. Mulțumesc pentru vizionare. Haideți să ne urmărim pe... Să mă urmăriți, Ane. Spune-le oamenilor adevărul. Să mă urmăriți pe Instagram dacă vreți. Pupii. Pupii!